Dragi telespectatori, doar câteva zile ne mai despart de sărbătoarea pe care tot românul o așteaptă cu drag, nașterea Domnului. Așadar, cum să ne pregătim mai bine pentru această sărbătoare decât prin colinde? Suntem la concertul de colinde Bucuria Nașterii Domnului, organizat de protopopiatul Botoșani la Casa de Cultură a Sindicatelor. Vom urmări în această seară grupuri de colindători care ne vor umple casa cu bucurie. Înalt preasfinția voastră, stimate oficialități, preacucernici părinți, domnilor, doamnelor, tineri, copii, dragi colindători, bună seara și bine v-am găsit! Suntem Oana Maxim și părintele Marian Mihai Macuc, prezentatorii grupurilor de colindători ce vă vor încânta în această seară. Ne-am dorit să ne facem inima sălași lui Hristos, să aprindem candela în suflet, să ne facem urechile, ușă și geam pentru a auzi colindele, să ne imaginăm că suntem în Betleem, în peșteră și să ne comportăm ca atare, să închidem telefoanele, să ne mișcăm cât mai puțin și să fim bucuroși de colinde. Sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este prin excelență o sărbătoare a bucuriei. Dacă Sfintele Paști vin după o săptămână de tristețe, iată că sărbătoarea nașterii Domnului vine după o perioadă întreagă de bucurie. Bucurie care vă este transmisă și prin vestirea prin colinde a sărbătorii acesteia sfinte. Sfântul Teofan Zăvărâtul spune în tâlcuirea sa la nașterea Domnului că îngerii dau slavă lui Dumnezeu necontenit, proptindu-se între cer și pământ, uitându-se ba la cer, ba la pământ, în cer văzând slava lui Dumnezeu și pe pământ bunavoire. De asemenea, ei nu-și pot înfrâna lauda și nici noi, spune, n-ar trebui să o înfrânăm pentru că darul nașterii Domnului este pentru noi toți. Însă cum vom înfrâna acești colindători? Nu știu. Pentru început, corul Amvonul al preoților protopopiatului Săveni, care a fost înființat în 2009, fiind dirijat de părintele Dumitraș Cristian, a participat la concursuri și concerte de muzică psaltică la Botoșani, Iași și București și în mai multe rânduri la Săveni. Actualmente, corul este condus de părintele Zugravu Teodor, iar piesele ce vor fi interpretate sunt munca părintelui dirijor și a abnegației părinților membrii ai corului. În al preasfinția voastră, pentru că ne aflăm în an centenar, solicităm, cerem binecuvântarea pentru a deschide această seară de colinde cu imnul de stat Deșteaptă-te, Române. Deșteaptă-te, Române, din somnul ce de moarte, în care ți-a dăcină barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum Domnul, Domnul,
mulți ani cu tine, drumul greu și-am obosit, de departe am venit și la Betleem am fost, unde s-a născut Hristos. Și-am văzut și pe-a sa mamă, pe care Marie o cheamă, cum umbra din casă-n casă, ca pe Fiul Sfânt să-l nască. Umbra jos și umbra sus, ca să nască pe Iisus. Umbra jos și umbra jos, ca să nască pe Hristos. Mai târziu căsii apoi, un taur frumos de oi, și acolo pe sunt jos, s-a născut Domnul Hristos. Cete de îngeri coboară, taurul de încolșoară, îngerii cu flori în mână, împletesc mâna cu nună. Cunună-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, care cu puterea sa va împărăși lumea. Care cu puterea sa va împărăși lumea. Gazdă mândră de colacu, gazdă mândră de colacu, că de nu te știe satul, că de nu te știe satul, crenguță de brada, fereci domnești, crenguță de brada, fereci domnești, că am stat și-am colindat. Ansamblului Stăjărelul pentru frumoasele colinde și pentru dovada că portul nostru tradițional este atât de frumos și atât de prezentabil. Dacă ar fi să formăm o propoziție din titlurile pieselor, celor trei colinde ce urmează a fi cântate de următorul cor, am obține așa: la plinirea vremii, în noaptea de Crăciun, s-a arătat steaua lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur despre steaua lui Hristos spune că, de fapt, ar fi un înger din mai multe motive, și anume că se vedea și ziua, nu se mișca în continuu, s-a oprit la un moment dat deasupra unde era pruncul Iisus și mai mult strălucea cu mult mai mult decât celelalte stele. Mai mult decât atât, această stea s-a mișcat atât de la est la vest, conducând magii spre Iesle, cât și de la nord la sud, aducându-i în Betleem. Însă nu steaua i-a adus pe cântăreții din protopopiatul Botoșani, ci dragostea de Hristos. În fața dumneavoastră aveți
Corul Cântăreților Bisericești din Protopopiatul Botoșani, înființat în anul 2016 la inițiativa Părintelui Protopop Lucian Leonte. Ei îl au ca dirijor pe Gabriel Corolea și vor interpreta următoarele colinde: La plinirea vremii, de la Mănăstirea Diaconești, Steaua lui Hristos, o prelucrare după colindul tradițional, tot de la Mănăstirea Diaconești, În noaptea sfântă de Crăciun și La Viflaim, melodie tradițională compusă la Mănăstirea Diaconești. Să-i aplaudăm! La plinirea vremii, Fiul cel din prea născutu, s-a întrupat din Maică prea curată, cum prorocii au grăit-o. Ca ploaia pe lână, Domnul vrând s-a bogorât-o, trup luând din pântecele Maicii, cel ce este Fecioara spăimântată de asă minune, cum sub ani pe cel din dracu-i naște, mă înfricoșeța spune. Cum îl voi purta în brațe pe cel ce se poartă, pe umeri de heruvim din ceruri, și-l slăvește lumea toată. Steaua lui Hristos răsări frumos, steaua strălucește, magilor vestește, că s-a plinit raiul prorocii. Despre Fiul Sfânt născut pe pământ, de Iosif vechiar, de îngeri cântat, Domnul a venit când este smerit. Chip de rob luând, pildă arătând, suflet bun, aleargă împreună. Lerui, 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 Domn din cer. De unde vin, cum se numesc, ce doruri îi frământă, spre și cerurile cântă. Lerui, 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 Domn din cer. Și cântă inimile lor, aprinsă-i bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Lerui, 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 Domn din cer. La Viflaim s-a născut cel fără de început, Corindă-ne, Doamne.
miele, o primi, colindă-ne, Doamne. Înscutece somn fășar, cel în giurgiu, îngropar, colindă-ne, Doamne. Păstorii veseli din oraș spre staul cu pași iuți porniră și un prunc atât de drăgălaș acolo în paie ei găsiră. Nici leagăn moale, nici vreun pat, doar fân mirositor pe jos. Pe fân, în iesle stă culcat micuțul prunc Iisus Hristos. Păstori cu har pe culmi apar, miei albi în dar ducând. Este un vers dintr-un colind al corului din spatele meu. Sfântul Teofan Zăvorâtul tâlcuiește această bucurie a păstorilor în felul următor. El spune că îngerul nu le spune păstorilor bucurați-vă, ci le spune doar vă bine vestesc bucuria ce va să fie, pentru că nu poți spune bucură-te celui care n-a gustat încă bucuriile cele îmbucurătoare. După ce l-au văzut pe Domnul, ei s-au întors slăvind pe Dumnezeu, dar nu bucurându-se deoarece nu gustaseră din bunătățile Lui, aduse de Cel Născut. Dar este de neiertat, zice El, pentru noi de a nu ne bucura. Un păstor sufletesc de la Drohoi, părintele Daniel Precop, de la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, a unit două grupuri de cateheză, cum spune el, și au format un cor care o să ne colinde următoarele. Legănelul lui Iisus, de Valentin Teodorian, Colin Ceresc și din Cer Senin, toate trei pe glasul întâi. Se ascultă. Thank you.
joacă rolul de Moș Crăciun. Și suntem datori să facem acest lucru, deoarece, așa, îl imităm pe Dumnezeu Tatăl, Cel care a oferit omenirii cel mai prețios dar, pruncul mântuitor. Am putea spune că nașterea Domnului nostru Iisus Hristos ne reînvie, ne aduce bucurie și ne face să redevenim copii alături de pruncul Iisus Hristos. Acest moment ne face mai calzi, mai sensibili, mai empatici. Tocmai de aceste trăsături sunt caracterizați și tinerii pe care eu îi am în spate. Ei sunt tinerii, membrii ai Asociației Tineretul Ortodox Român din Botoșani, un grup format în 2010, având binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan. Pe lângă colindele pe care vi le vor cânta în această seară, ei au o sumedenie de activități, de la slujbe, liturghii pe care le fac împreună, conferințe, excursii, și fac toate acestea de dragul de a dovedi oamenilor că în biserică se poate trăi frumos și dacă ești tânăr. Ce vă mai pot spune este faptul că ei sunt liceeni absolut normali, dar care aleg să umple timpul lor liber cu activități frumoase, cu activități de voluntariat. Dirijorul lor este părintele Mihai Marian Macuc, iar ei vor interpreta în această seară următoarele colinde. Deschide ușa creștine, oaspeți cu azur în gene și ia sculați voi gazde de mari. În aplauzele dumneavoastră, Ator Botoșani! Deschide ușa creștine, florile galbe, ascultă colinda bine, flori de mărume din șorul. Noi venim în orice an, florile galbe, să trăiești azi în mulți ani, flori de mărume din șorul. Florile galbe, copii sănători și amață, noi de mărume vișorul. Masa plină tot anul, florile galbe, așa să-ți ajute Domnul, noi de mărume vișorul. Oaspeți cu azur în cene și zăpadă pe obici, se iubire la fereastră.
a cotocat, pot să mă pornesc cu colinda și frig, și-am ghițat la chișoare. Dar uite, lumină în geam aprinsă. Primiți cu colinda? Primim, primim. Haideți-ai când îi primești. M-am pornit la colindat cu mai mulți copchii din sat. Măi băieți și voi copchili, de-a ști voi câte zâli. M-am tot plâns pe lângă ai mei să mă lăs să o țâr la voi. Mi-o zis mama fără milă, ești încă mic copchil. Ți-i trebuie urătură, stai pe sobă la căldură. Mie-mi place a colinda, cu copchii a umbla. Eu de tăte am acasă, îs bogată, nu-s făloasă. Dar-mi place de sărbători cu fete și cu fișori. Hopa, hopa, măi copchi, ia și ulițul urechile, că s-aude pe uliță vers dulce de colindiță. Ei, dar și mai mărișei, ne-o luam noi după ei și cu toți ne-o îndemna și mai ghine-am colinda. Ia opriți plugul în brazdă, bun găsit, cinstită gazdă. Noi cu plugul ne-am grăbit și aici am sosit, ca să scoatem din cuptor colacul cerumeor. Să rupem în patru, să mănânce tot satul. Să rupem în trei, să mănânce și dumnea ei. Fata gazdei cea frumoasă, ce ne așteaptă în casă. Aici printre noi se află vreo doi, ce-au lucrat cu foc și poartă cojoc. Ce-au mâncat friptură și știu rătură. Din dorință asculta, ei îndatul îndemna plugul năstrăvan așa. Hei, hei! Aho, aho, cu flori domnești, la uși, la frești, la curs de gospodari vă spune la mulți ani. Din blodei noi tragem plug, să fie an cu beșug. Că așa lăsați din bătrâni, să urăm la oameni buni. N-ați plugul mai flec, hai, cât e frimi cu rasoi. Mulțumim tare mult pentru frumoasele tradiții. Cum să nu zâmbești când vezi astfel de copilași desprinși parcă din tablourile acele de pe ulițe. Și ce să mai spunem, decât că prin chipurile lor și prin ochii lor cristalini, noi vom continua să ducem mai departe aceste frumoase tradiții. Suntem datori să facem asta. Înainte de ultimul moment al acestei seri minunate, am dorit să vă punem la inimă câteva îndemnuri folositoare, zic eu, duhovnicești, și anume să învățăm de la stea să ne uităm tot timpul în sus. De la magi, că oricât de sus am fi în viață, să nu uităm să ne plecăm genunchii în fața Domnului nostru Iisus Hristos.
De la păstori să învățăm să fim blânzi. De la animale, umilința. De la Iosif să știm când să ne dăm la o parte. De la Fecioara Maria, rugăciunea. Colindele noastre din seara aceasta, colindele lor, sunt o rugăciune. Iar biserica nu doar se roagă, ci și înfăptuiește. În acest scop îl invit alături de mine pe Cristian Irina, care ne va vorbi despre proiectul Cutia cu papucei pentru ei, organizat de Colegiul Sfântul Nicolae din Iași. Mulțumesc! Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, Preacucernice Părinte Protopop, drag auditoriu, proiectul Cutia cu papucei pentru ei este un proiect al Colegiului Sfântul Nicolae din Iași, care își propune atât de sărbători cât și pe parcursul întregului an, să ajungă la copii cu posibilități materiale reduse din județele Iași, Botoșani și Neamț și să le ofere acestora încălțăminte nouă. Înainte de a finaliza această seară, vă invităm să ne ridicăm cu toții în picioare și să colindăm. Frumoasa colindă, o, ce veste minunată! O, ce veste! Dacă de acolo din sală privim aici pe scenă, vedem în esență poporul lui Dumnezeu în toată splendoarea lui. De la copilașii de câțiva anișori până la câțiva părinți sau domni și doamne cu părul cărunt, trecem prin toate generațiile acestui neam și ne bucurăm că suntem aici în fața dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră. Admirând acest pelerinaj prin fața noastră a tinerilor, gândul că așa e omul te duce și la ce nu trebuie, și anume gândeam câți dintre ei peste 10-15 ani vor mai fi în Botoșani și câți vor fi, cine știe, pe unde în lume. Și nu este o altă pierdere mai mare decât pe cei de față, o parte dintre ei, peste 10-15 ani, să nu-i mai avem ca locuitori ai orașului și satelor, ca enoriași ai parohiilor. Nădăjduim că lucrurile se vor mai schimba și vor rămâne cât mai mulți acasă, sau cei care vor pleca să plece cu țara în suflet, cu colindul în inimă, să păstreze pe unde sunt credința cea adevărată, să nu uite să vorbească românește și mai ales să se întoarcă acasă cât mai des, cât mai mult și într-o bună zi definitiv. Un alt gând care m-a urmărit în timp ce admiram și costumele și vocile și privirile curate ale copiilor, unii dintre ei, cei din Vlădenie, am avut și aseară la concertul Mitropoliei de la Iași. Nu am putut trece cu vederea gândul că sărbătorile de Crăciun, în câteva zile cât durează aceste sărbători, putem întrucâtva să ne aducem aminte de arta de a trăi frumos. O artă pe care, în general, am uitat-o. De a trăi frumos, adânc,
creștinește, cum așteptau creștinii de altă dată sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea Sfintelor Paști, nu aveau toate facilitățile pe care le avem noi astăzi, dar aveau parcă mai multă bucurie în suflet. Dacă ați luat aminte la esența cântărilor din această seară, aproape la fiecare cântare ni se cerea să nu fim triști, să fim bucuroși, că ce creștin, spunea un sfânt părinte menționat aici, poate fi acela care nu se bucură de Crăciun. Probleme sunt multe, agitațiile sunt numeroase, dezamăgirile multiple, în același timp însă, și acest lucru în parte se realizează, vă văd și pe dumneavoastră acolo, iertați-mă că nu m-am uitat acolo, ne priviți de sus, înțelegem că și noi tot de sus vă privim, adică dânși aici de față. Zic, perioada de Crăciun este o perioadă în care ne mai putem puțin opri din ritmul foarte rapid al vieții noastre. Și rugăciunea noastră către Dumnezeu să fie în mod special pentru aceasta, că prea mulți nori parcă se adună de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, parcă pregătiți pentru o mare furtună. Și Dumnezeu în mila Lui poate să risipească acești nori care apasă grei și negri asupra noastră și asupra lumii. În al doilea rând, să avem pace și în casele noastre. Căci mila Domnului în toate, vă mulțumim frumos pentru această frumoasă seară, părinților protopovi din județ, părinților parohii aici de față și în mod special cei care i-au adunat pe copii aici de față, vă mulțumim și dumneavoastră tuturor, bucurie sfântă și ce să le mai cântăm noi odată lor și ei nouă, la mulți ani cu sănătate. Cine știe să dea tonul. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul orice doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumina ta, lumina să te-ai doriți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit, să trăiți. Bogdan, ce te motivează să transmiți mai departe acest obicei, colinda? Eu cred că motivul principal pentru a transmite colinda ar fi culoarea acestora, frumusețea și faptul că ne aduc împreună pe noi ca oameni. Cum te mai pregătești tu în afară de colinde pentru marea sărbătoare, nașterea Domnului? În primul rând rugându-mă și încercând să fac cât mai mult bine, să dăruiesc pentru ca să fie toată lumea, să simtă toată lumea Crăciunul. Loredana, din ce grup de colindători ai făcut parte în această seară? La Tur Botoșani. Ce te motivează să vii la Ator Botoșani, o asociație pentru tineri? Păi faptul că mă simt bine, mă simt în largul meu, fac activități prin care ajut pe ceilalți, îmi fac prieteni noi. De ce crezi că în perioada sărbătorilor tinerii vin într-un număr cât mai mare la repetiții pentru colinde? Pentru că mă gândesc că spiritul Crăciunului unește și îi aduce împreună și se simt bine ajutând pe ceilalți și ducând vestea nașterii Domnului mai departe. Ce ați transmis prin colindele din această seară? Am transmis oamenilor, am încercat să transmitem bucuria nașterii Domnului și importanța sărbătorii, pentru că mulți au uitat, de fapt, ce înseamnă cu adevărat Crăciunul. Cum se pregătesc tinerii din zilele noastre altfel decât prin colinde? Mai există și alte modalități pentru nașterea Domnului?
Cel puțin în ceea ce privește asociația noastră, noi încercăm să facem acte de caritate, să ajutăm copiii sărmani. Ce se ivește. De obicei ajutăm pe alții, mai mult decât poate în restul anului. Iar pe plan spiritual? Pe plan spiritual facem rugăciuni, ne strângem la catiste. Probabil e mai intensă senzația decât în restul anului. E o chestie mai specială. Cum ai recomanda unui tânăr care dorește să vină la Tor Botoșani? Cum aș recomanda? Dacă vreți să creșteți duhovnicește, vreți să fiți acceptați, vreți să vă faceți prieteni noi și să fiți placul lui Dumnezeu, veniți la Tor Botoșani. În alta Sfințite Părinte, cum credeți că ar trebui să se pregătească tinerii în afară de aceste colinde, în afară de aceste repetiții la colinde pentru sărbătoarea pe care o așteptăm, nașterea Domnului? În primul rând, sunt mulți tineri care nu se pregătesc nici prin colinde. Aș dori acelora care, dintr-o pricină sau alta, n-au pătruns în taina cea adâncă a colindelor, să îndrăznească, să se apropie. La început, poate nu le va fi ușor, dar puțin câte puțin vor fi cuprinși de acest miez de taină al colindelor și vor avea multă bucurie în suflet. Și cei care sunt cuprinși de colinde și cei care nu sunt apropiați de acestea ar trebui în această perioadă să se gândească la zilele dintre Crăciun și Bobotează, cum să le trăiască mai frumos. În primul rând, gândul meu ar fi, dacă aș fi tiner în locul lor, aș încerca să mă adun puțin după toată gălceava unui an de zile în care am alergat în stânga și în dreapta, să mă așez pentru o clipă, să stau cu părinții mei, să mă bucur de prezența fraților și surorilor mele, poate să merg până la cimitir pentru o rugăciune la mormântul bunicilor și străbunicilor sau învățătorului care mi-a așezat creionul în mână. Aș profita foarte mult de frumusețea de afară. Zăpadă, săniuță, schi, întâlniri cu prietenii. M-aș îndepărta cât mai mult în această perioadă de telefonul mobil, de televizor. E timp de-a lungul anului și pentru aceasta suficient. O anumită detoxificare digitală este absolut necesară pentru o anumită așezare lăuntrică a lucrurilor. Dacă ajută Dumnezeu, m-aș duce și pe la biserică o clipă, aș trece înainte la preot pentru spovedanie, dacă el binecuvintează, m-aș împărtăși cu Sfintele Taine, în noaptea de anul nou aș merge pe de o parte și cu prietenii la un pahar, la un gând de voie bună, dar la miezul nopții aș dori să fiu în biserică, pentru ca trecerea în noul an 2019 să mă afle în legătură cu Dumnezeu, nădăjduind că mila Lui va fi asupra mea și asupra tuturor celor ca mine de-a lungul întregului an. Și cu aceste gânduri aș pătrunde după Bobotează din nou în viața obișnuită, la liceu, la universitate sau la locul de muncă. Să vă ajute Dumnezeu! E minunat când tinerii vorbesc altor tineri despre valori fundamentale: Dumnezeu, neam, familie. Doamne ajută! Dragi tineri, dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Sperăm că bucuria nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a pătruns și în casele dumneavoastră. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă urăm numai bine!